Inaugurăm astăzi oficial un parteneriat pe care îl vrem de foarte lungă durată, un parteneriat prin care societatea Plasib, comunitatea Plasib, fiindcă vorbim deja de o comunitate Plasib la nivelul întregii Europei, se alătură Fundației pentru SMURD și implicit SMURD-ului, un serviciu care se bucură la nivel național de un prestigiu și de un renume deosebit. Mulțumim domnului dr. Raed Arafat că a putut să fie alături de noi la lansarea acestui parteneriat. Mulțumim domnului colonel Cosmin Balcu că este alături de noi și aș vrea să fac în prima fază o scurtă prezentare a ideii acestui parteneriat. Cu ceva timp în urmă am decis împreună cu conducerea societății Plasib să ne implicăm într-un proiect amplu de responsabilitate socială, un proiect care l-am vrut apropiat de specificul activității noastre, apropiat de comunitate, apropiat de ceea ce face Plasib de 22 de ani pe piața și pe în viața românilor din Europa. Am considerat foarte important să ne alăturăm Fundației pentru SMURD, să ne alăturăm SMURD-ului într-o acțiune de susținere, într-o acțiune de promovare, într-o acțiune de responsabilitate socială pe o temă foarte importantă, pe o temă legată direct și de activitatea Plasib și de activitatea SMURD. Sloganul campaniei, respectăm viața, condu prudent, cei dragi te așteaptă acasă, vrea să fie un slogan care să se adreseze tuturor celor care circulă pe drumurile Europei, vrea să se adreseze tuturor celor care sunt conștienți de importanța vieții, de importanța activității desfășurate de SMURD. Din 1993 încoace, în comunitatea sibiană, ne-am împletit activitatea, am avut parteneriate deosebite cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la Sibiu, cu detașamentul SMURD de la Sibiu, și s-a potrivit foarte bine ca în acest an în care, la nivel național, Serviciul SMURD sărbătorește 25 de ani, să lansăm acest parteneriat care dorim să fie un eveniment deosebit, care dorim să fie o sumă de acțiuni care să contribuie la securitatea rutieră, să contribuie la siguranța deplasărilor, să contribuie prin toate mijloacele la dezvoltarea și la implementarea mai bună a conceptului de securitate rutieră. Vrem ca pe parcursul a 12 luni să derulăm mai multe acțiuni care să aducă în atenția publicului, care să aducă în atenția comunității și nu doar a comunității din România, ci și a românilor din Europa, importanța activităților de securitate rutieră, importanța siguranței în deplasări, importanța ca oamenii să ajungă cu bine acasă. Sibiu era al doilea județ care a preluat acest model de la Târgu Mureș, după ce l-a preluat județul Bihor, și Sibiu, în același an, la diferența de vreo 2-3 luni, a pornit SMURD-ul în 1993 și la Sibiu. Și evoluează în fiecare zi spre mai bine. Fundația pentru SMURD, ideea ei a fost să creăm o fundație care să vină în sprijinul SMURD-ului și nu numai a SMURD-ului, ci a sistemului de urgență. Acest lucru s-a făcut în 2006 și de atunci Fundația pentru SMURD a avut foarte multe acțiuni care au avut impact foarte important pe sistemul de urgență. Dau exemple în județul Sibiu, centrul de pregătire, care în fiecare an se pregătesc în el un număr mare de paramedici, de personal paramedical, de la pompieri, pe problemele de prim ajutor. Dau exemplu unele echipamente care au fost luate prin Fundația pentru SMURD și asta este doar un exemplu la Sibiu, pentru că impactul este mult mai larg pe plan național.
Ultimul proiect care a fost desfășurat era să ducem 100 de medici asistenți, paramedici, voluntari, studenți și de la Sibiu au fost mai mulți studenți care au participat la Congresul European de Medicină de Urgență. Lucru care îl facem în fiecare an, ca să creștem calitatea celor care lucrează în sistem și să îmbunătățim pregătirea lor și să-i punem în contact cu colegii lor din alte țări, știind situația că costurile de a merge la astfel de conferințe, inclusiv pentru medici români, costuri de multe ori prohibitive, motiv pentru care în fiecare an se face acest demers și anul ăsta nu a fost o excepție și rezultatele au fost foarte bune și pot să spun că Sibiu a fost foarte bine reprezentat pentru că cei care au mers, n-au mers numai să participe, să audă, au mers și au prezentat lucrări care au avut și ele impactul lor acolo. Foarte multe din proiectele care le facem sunt proiecte care fie vin pentru dotare și sprijin către SMURD, fie vin pentru prevenire și pentru pregătirea personalului SMURD-ului. Proiectul care îl avem acum cu Atlasib este un proiect care are o importanță majoră pentru că îl considerăm proiect de prevenire. Prevenirea este cea mai ieftină soluție. Împreună cu poliția, împreună cu toți cu care lucrăm pe teren, încercăm să nu fie nevoie de noi. Deci, față de când e o firmă, îți spune, noi vrem să avem de lucru pentru că numai așa trăim, noi zicem, noi vrem să așteptăm să nu plecăm la caz, preferăm să nu facă lumea accidente și să stăm și doar să fim în așteptare. Din păcate, acest lucru s-a dovedit că încă nu este posibil. Iar mesajele care le veți vedea jos, care sunt pe autocarele, pe autospecialele Atlasib, pe mașinile lor, care transmit automat un mesaj vizual și un mesaj care vine din partea SMURD-ului, din partea Fundației pentru SMURD, din partea Atlasib, către toți care participă în trafic, este să conducă prudent și să se întoarcă acasă cu bine. Acest lucru, bineînțeles, cred că va avea un impact și mai serios, inclusiv pe șoferii care conduc autocarele. Când știi că ai pe autocarul tău un mesaj de acest gen, atunci și ție îți vine să conduci mult mai atent. Asta nu înseamnă că până acum n-au condus atenți, dar mesajul automat îți dă o responsabilitate față de cei care ai. Numai în ultimele 2 luni am avut accidente extrem de grave în țară. Și dau accidentul de la autostrada București-Constanța cu aproape 50 de victime, accidentul din Brăila, accidentul din Caransebeș recent. Și toate aceste accidente au costat vieți sau au făcut ca unii oameni să nu mai fie cum au fost odată și să rămână cu sechele foarte grave. Sperăm că de acum mesajul nostru să ajungă tuturor împreună acest mesaj care îl dăm și care va circula nu numai pe drumurile României și pe drumurile Europei, să fie un mesaj care să le înțeleagă oamenii, pentru că viteza în plus nu înseamnă că ajung mai repede. Viteza mai mare și exagerarea în deplasare către ținta la care te duci și nerespectarea regulilor circulației și riscurile care le asumă uneori unii șoferi pot însemna viața celor care sunt cu ei în mașină, în autobuz sau viața lor proprie, care poate să o pună în risc fără absolut nici un rost. De regulă nu câștigă nici câteva minute în plus pentru că depășesc viteza și pentru că fac anumite manevre riscante ca să ajungă cu aceste câteva minute mai repede la țintă și care în final nu merită absolut deloc ca să-și riște viața lor și viața celorlalți în trafic, că de multe ori suferă și nevinovații care circulă pe drumuri și care o pățesc din cauza unui șofer imprudent. Eu sper că acest mesaj să fie pe cât mai multe autocare și mașini ale Atlasib și sper că și alții să iau exemplul Atlasibului și să se implice, nu neapărat numai cu Fundația pentru SMURD, dar și cu alți actori care transmit mesaje de prevenire și de educație populației pentru a face viața noastră mult mai sigură în viitor. Eu nu pot să spun decât că mulțumesc Atlasib și acționarilor dumneavoastră și mulțumesc colegilor care s-au implicat în această acțiune. Eu sper că va avea un impact și un impact serios chiar asupra celor care vor vedea aceste mesaje și sper că acest parteneriat este doar începutul colaborării și că vom găsi și
alte, hai să zicem, modalități de colaborare prin care să transmitem populației mesajele care să-i ajute să rămână întotdeauna în siguranță. Încă o dată mulțumesc și succes tuturor celor care sunt la dumneavoastră implicați în această campanie și sper că o să avem conferința de închidere a campaniei când o să zicem că n-a fost niciun incident, niciun accident, nimic, nici la Atlas Sib și nici pe drumurile care le circulă Atlas Sib. Mulțumesc mult!